generația Mr. Beast a crescut și toți vor să fie celebrități. De-a lungul timpului, ca să fie o celebritate, trebuia să fii bun la ceva, la orice. Că erai bun la sporturi, acting sau aveai o voce bună, trebuia să demonstrezi că ai un set de skill pe care alții nu le au, că e carismă sau whatever. Acum nu mai este nevoie de asta. Odată cu formula Mr. Beast, generația nouă de creatori a au introdus un nou mod prin care să capteze atenția oamenilor care nu are nicio treabă cu tine sau personalitatea ta. Poți opta să devii faimos prin crearea unor scenarii care se bazează în întregime pe reacțiile altor persoane, astfel alte persoane devin contentul tău și nu propria ta creație. Spre exemplu, unul dintre primele videouri virale ale lui Mr. Beast a fost cum acesta oferă 10.000 de dolari unui om al străzii, iar acea reacție pe care a primit-o i-a modelat și restul conținutului său. Dar oamenii nu realizează că atunci când crești cu tipul ăsta de conținut, nu te mai gândești că trebuie să lucrezi la tine pentru a deveni faimos. Nu știu, habar n-am să să învăț cum să cânt mai bine, să învăț să dansez mai bine sau mai știu eu. Acum după formula Mr. Beast te gândești oare cum pot veni cu idei noi să i fac pe alții focusul principal al videoului meu și bineînțeles că există moduri nevinovate prin care poți să o faci și moduri straight up meschine a recent în atenția multor oameni Elysium. Repede înainte, conținutul său nu este altceva decât exploatarea pe fața oamenilor din clasa socială de jos sau a oamenilor străzii pe sume modice pe care și le scoate în zecit din milioanele de vizualizări pe care le face pe cârca acestora, promovând fără jenă păcănele sau ce companie de 2 lei mai acceptă să-și asocieze imaginea cu un astfel de gunoi. Dacă ești companie, cum o să ajute brandul tău că te asociezi cu un om care se duce la oameni cu probleme, mai ales bătrâni, și îi de Shelly ca să facă mai apoi mișto de ei. Dacă îmi zicești cine e persoana asta, câștigați 50 de lei. Așa. Nu-l cunoști. A, dumneavoastră sunteți. Nu sunt eu. eu. Bă, eu Mă rog, el nu este singurul. Am mai vorbit în trecut despre, nu știu, Marcus Andreas și mulți alți copii care fac același lucru pentru că li se pare normal, fie că fac views sau nu. Mulți încearcă această rețetă și, cum ziceam, există cei care sunt nesimțiți pe față și, pe lângă că profită de imaginea și poveștile acestor oameni necăjiți, îi fac și de râs pe internet. Pe de altă parte ai filantropii de... YouTube, TikTok, care pretind că fac aceste gesturi nu pentru views și pentru a-și crește brandul implicit, ci pentru că ei vor să ajute. Am văzut discursul lui Virgil de Barber, aproape mi-a lăcrimat scalpul după ce am ascultat, dar iarăși trebuie să ai creierii curși pe jos, ca să pui botul. Dacă mai multă lume crede același lucru, că eu tunt oamenii străzi și fac ceea ce fac ca să-mi fac reclama la frizerie. Da? Cum nu ne-am mai să văzut să... de mult. Mă mai țineți minte, nu? Dar cum să nu? Cum să nu, eh? Am fost înjunghiat, a fost o situație grea. A, a fost în a, pe da. stradă? Da. La ochi acum 12 sau 13 ani. Da. Generozitatea este bună, dar generozitatea poate servi de asemenea ca unealtă de manipulare pentru a-ți crea o persoană publică aproape impermeabilă opiniilor negative din moment ce atâția oameni pun botul acestor beituri emoționale și sunt gata oricând să-și apere creatorii preferați, unealtă care îți poate duce brandul sau canalul în topurile algoritmului fără prea mult efort din partea ta nu e nimic nou sub soare, că este folosită pentru views pe TikTok, spălarea imaginii sau manipularea maselor, intențiile selfish și meschine au existat întotdeauna în spatele actelor de caritate și mulți oameni au profitat și încă profită de naivitatea oamenilor din jurul lor. Așa cum oamenii bogați din 1% de teapa lui nu știu Elon Musk, să zicem, scapă de a plăti taxe la stat prin donații modice către ONG-uri. Modice la acel nivel, bineînțeles, că, nu știu, ca să scape de a plăti un biliard în taxe, va dona 10 milioane la un ONG și toată lumea este fericită, în plus va primi și capital de imagine că este un om generos. Dar să ne întoarcem la internet. Omul de la care a plecat toată această mișcare, anume Mr. Beast, a devenit popular pe această platformă folosindu-se de acte de caritate pentru a-și manipula fanii, să zicem pe față. Mr. Beast, înainte să bubuie folosindu-se de această rețetă, a încercat cu disperare să facă orice pentru views. Nu e nimic neregulă cu asta atâta timp cât e harmless. Cringiul nu a făcut rău la nimeni, dar nu e ca și cum MrBeast ar fi amuzant, ar avea carismă sau ar și cu ceva în evidență. Adică, compară-l, nu știu, cu PewDiePie. MrBeast nu a creat niciodată ceva cu personalitate. Pentru el, YouTube e să facă videori care vor face multe views și cam atât. Asta este definiția unui om pe care îl întreb ce vrea să fie când o să crească mare și zice, influencer, personalitate faimoasă pe social media deși acesta este un cel popular, nu este unul real, dacă stai să te gândești așa, nu e ca și cum te gândești, vreau să fiu un cântăreț, un dansator sau un scriitor faimos care, dacă e destul de bun by default, devine un influencer pentru că oricum va atrage un public. Faima, doar de dragul faimei, e ceva ce poți vedea cu ochiul liber atât în conținutul lui Mr. Beast cât și în conținutul a multor noi și vechi creator de conținut, atât din afară cât și din România. Scenariile astea fake gen... Uh... Bună, ai o secundă? Am nevoie de un leu ca să-mi iau bile de troleu. Desigur, îți voi da cu plăcere. Vai, vă mulțumesc, dar de ce ați ales să mă ajutați astăzi fix pe mine? Pentru că cred în miracole. Eu și cu copilul meu care este mare fan Doja Cat, nu știu dacă am menționat asta, mergeam către spital pentru că el are cancer și nu mai are mult de trăit. Și ne-am gândit că bine faci, bine găsești. Așa este. Ce credeți? Totul era un experiment social și primele persoane care îmi dau un leu de troleu primesc bilete gratis la concert Doja Cat. Wow, ce străin binevoitor! Și nu glumesc, tipul ăsta de scenariu chiar există și e clar că este staged. Gândește că persoana în cauză a aflat de cazul copilului, a contactat tatăl și a zis Bă, fii atent, îți dau eu biletă gratis să-ți bucuri copilul, dar fă și tu teatrul ăsta ieftin pentru TikTok să mănânce și gura mea ceva, știi? E meschin, frate, iartă-mă, și atâți oameni care aplaudă genul ăsta de conținut și aplaudă această generozitate fabricată, parcă ignorând logica că de partea cealaltă ce văd ei, E un copil terminat care pune așa camera în fața unor oameni fără șanse, și fac mișto de ei, hai, fă o tumbă Fă o tumbă, fă o tumbă pentru 30 de lei faci Ai auzit de Shelly? Ia zi Bagă camera telefonului în ochi unor oameni fără, fără șanse în viață Doar ca să își promoveze linkul din descriere Să vă dea, Dumnezeu, multă sănătate, nimic. Nu mă credeam să... 200 de lei. Pentru că nu s-a văzut suma pe video A zis pe cameră cât i-a dat 200 de lei pentru 300k like-uri Va prosti și astăzi nu le pasă de cât de mult exploatează oamenii ăia sau ce efect ar avea pentru sănătatea lor mentală dacă se văd pe internet și își citesc, bineînțeles, și comentariile, nu? generația Mr. Beast nu se va opri aici și trendurile astea stupide doar se vor intensifica având în vedere că orice căcat e popular în America va fi românizat de niște copii fără perspectivă și cu prea mult timp liber și chiar de adulți imaturi. O să trec în revistă încă un lucru care o să vă pară hot take sau nu, dar interviurile de tipul Vax Populi nu mi se par departe de ce fac copiii ăștia și asta mi se pare și mai îngrijorător. Ești adult full-fledged și tu te duci în sate cu oameni fără educație, care majoritar nici nu e vina lor că nu o au, și le pui întrebări capcană în scopul de a-i pune în situații ridicole, ca mai apoi să-i pui tu pe internet sau la televizor, sperând să mai prinzi și tu o fărâmă de audiență sau vreun clip viral. Iartă-mă vere, dar dacă faceți asta, sunteți cu mult mai rău decât oamenii de care râdeți. A, ah, ok, vrei să prinzi un politician sau vreun om corupt pus pe pile cu astfel de întrebări. Da, ok, bravo, hai că mai merge. Dar tu te duci în sate și deliberat alegi oamenii care ți se parție mai intoxicați sau cu șanse puține pentru a face de râs pe internet 100% fără să-i întrebi de acord sau să le comunici ce ai tu de gând să faci cu materialul respectiv. Gen, ai făcut jurnalist și azi, Angelescule. așa ai? Am și eu o întrebare pentru tine. Cum te simți că ai eșuat atât de tare în cariera ta că ajunge lumea să te compare cu copii de 16 ani de pe TikTok gen Elisium? Hai să găsim diferențele. Hai nu Elisiu, hai să luăm pe altul. 1 minus 1 1. Nu sunt plus Nu știu nimic, n-am văzut nimic. 1 minus 1, doamnă. 2. 1 minus 1 egal 0. Nu egal 0. Să plus încă două pungi de prelandezi. Câte pungi de prelandezi ai băgat? Are scara Richter. Vă dau vante de răspuns. Nu, că asta e greu. A. 24. De fibră optică ai nevoie pentru a face un tricou. Vă dau vante de răspuns. Diferențele? Vă zic eu. Copilul ăla a fost mai băiat. A dat ceva pentru timpul lui. Anghelescu se folosește de imaginea lor pe gratis dar hai să ne întoarcem la filantropii de TikTok. Anghelescu e popular pe Facebook, deci îl înțelegem, e bătrân săracul. Copiii ăștia poate mai au o șansă să înțeleagă că nu te face un om bun faptul că ai dat 30 de lei unui om al străzii pentru ca tu să faci 3 milioane de views pe care îi îndemni să dea click pe linkul de păcănele online din bio. Ce faci tu se numește exploatare. Tu fără omul străzii ai fi făcut mai puține views pentru că nu ești interesant, nu ai vreun talent și nici destule cuvinte să ai un discurs de urmărit. Fără oameni ăștia de care să, să te agăți, TikTok-ul tău nu există. De aceea disperarea se vede în orice challenge sau abordare pe care o faci pe stradă. Nu ești entitled la timpul oamenilor oricât de mult încerci să i parazitezi. Oamenii au dreptul legal să nu apară în filmările tale dacă nu-și doresc, de aceea e bine să vă cunoașteți acest drept. Căutați dreptul la propria imagine, cât despre tine, publicul și oamenii care urmăriți acest gen de conținut, dacă răspunsul tău e, hei, măcar oamenii ăștia au primit ceva sau ce ai făcut tu pentru ei? Tot ce faci este să interpretezi greșit punctul meu de vedere pentru a-ți păstra investiția emoțională pe care ai alocat-o genului ăsta de conținut intactă. Ești ok să fii mințit, să-ți fie insultată inteligența și să fii manipulat ca ultimul fraier de gară, atâta timp cât conținutul ăla de căcat îți stârnește o reacție, îți dă chicul ăla de, de, dopamină, că e vorba de clone fără creier al lui Mr. Beast sau de alți creatori de conținut care se dau că fac bine doar din bunătate în timp ce se filmează 8K din 4 unghiuri și dronă, ai putea gândi singur să-ți dai seama că atunci când cineva pune atâta efort de producție ca să se arate că face bine, oare scopul lui este bunătatea sau are ceva de câștigat Cam atât despre generația Mr. Beast. Mai am video în care vorbesc despre acest subiect. Mă super enervează când îmi mai apar clipuri de-a lui Elysium în For You. Mai mult de asta am făcut acest video. Vă recomand să dați report dacă mai vedeți video din astea nesimțite. Dacă vă abordează pe stradă, aveți dreptul prin lege să refuzați să apăreți materialul lui și dacă acesta vă încalcă dreptul, îl puteți da în judecată foarte lejer. Legea este de partea voastră. Stați puțin, am primit un mesaj dubios. Hai să l citești și voi. Atenție! Citește acest mesaj cu grijă care a fost trimis de președintele YouTube, Jay Russell. Îmi pare rău să vă anunț că YouTube a ajuns la numărul maxim de persoane. Dacă vrei să păstrezi contul tău gratis, dă subscribe la dubla 69, adică mie gen. Like și comentariu și trimite videoul acesta pe care tocmai l-ai vizionat la toți din lista ta. În acest mod vom ști care sunt folosite și care nu, le vom șterge. Urmează toți pașii menționați cu strictețe, timp de 8 zile și contul tău va rămâne gratis. Încă o dată, îmi pare sincer rău că trebuie să fac asta. Te rog, începe să trimiți. Celor care nu trimit acest video, li se vor șterge conturile. Am eu un prieten care a pățit-o deja.